Doamnelor și domnilor, bună seara! Suntem iarăși în studioul important, în ziua în care eu de obicei vă spun că sunt bucuroasă să vă invit acolo unde se vorbește liber și fără nicio înfrumusețare sau fără obstacole, fără cenzură, totul așa cum este, adevărul pur despre politicul din Republica Moldova, despre binele și răul care ni-l fac politicienii. Deci și astăzi avem un invitat în studio care ne va vorbi... Așa cum trebuie să o spună și dumneavoastră, dragi telespectatori, sunteți cei care veți face analiza atunci când va trebui la momentul potrivit să mergem să votăm sau să elegem sau să le dăm simpatia sau încrederea noastră. Invitat în studio în această seară este Vasile Bolea, deputat, politician, jurist și... Un om care acum motivează oamenii cu Partidul Renaștere Văzrăjdenie ca să schimbe atitudinea față de politicul din Republica Moldova printr-o altă viziune, printr-o altă ideologie și prin acțiunile pe care le face partidul din care faceți dumneavoastră parte. Frumos spuneți. Mă străduiesc. Eu n-aș putea așa de frumos spun, dar... Mă gândesc că asta mergem spre dezvoltare. Evident, evident. Mergem spre dezvoltare și spre o renaștere mult așteptată de către cetățeni. Cuvântul renaștere la dumneavoastră în partid a luat o altă formă? Nu, este un credo al nostru, dacă vreți. Renaștere națională, renaștere de popor, renaștere... Apropo, astăzi, pregândindu-mă de emisiune, mă scuzați, vă întrerup. M-am gândit că la dumneavoastră ea sună altfel, renaștere. Cum sună? Mai dulce? Mai altfel, nu știu, dumneavoastră o să-i ziceți. Renaștere, pe, știți cum, francezii au trecut prin asta, da, trăiesc în a cincea republică, cum spun ei. Bulgaria, astăzi noi în cadrul partidului am avut ca și oaspeți colegii noștri. Asta este cel mai actual din eveniment de la dumneavoastră. Din partea partidului Văzrăjdenie, da, din Bulgaria, este unicul partid de opoziție. Felicite! Care duce bine o idee de alternativă de renaștere a Bulgariei. Noi astăzi ne-am amintit despre unele file din istorie, din istoria comună, dacă vreți. Colegii din partea Partidului Văzrăjdenie din Bulgaria ne-au invitat să participăm la o acțiune care va avea loc în data de 3 martie în Bulgaria. Data acum, de 3 aproape. Martie, da, se sărbătorește Ziua Eliberării Bulgariei de sub jugul otoman. Și vom merge încolo să-i susținem colegii noștri, mai mult ca atât, astăzi am semnat cu ei și un acord de colaborare între ambele partide. Felicitări. Și trebuie să ne susținem reciproc. Este prima dumneavoastră, ca să înțeleagă telespectatorii noștri, prima dumneavoastră colaborare cu un partid european din Europa? Da, da, dacă vreți. Un partid care militează pentru... relații omenești, tradiționale, dacă vreți, pentru dezvoltarea propriului stat, pentru inclusiv relații bune cu Federația Rusă și Bulgaria, da, Partidul Văzrăjdenie. Și în acest sens, discutând, vorbind despre calea care a parcurs-o, da, Partidul Renaștere din Bulgaria, undeva avem foarte multe asemănări, dacă vreți. Care ar fi? Eu vă explic. Ei au trecut prin același proces de purgatoriu, dacă vreți, și diferite încercări din partea organelor statului, din partea partidelor de guvernământ să fie declarați în afara legii și nu le-a reușit. Liderul partidului, de asemenea, a fost arestat, activiști, ei organizează diferite acțiuni de protest. Mi-au spus de ce au plecat, ieri au venit, astăzi, după amiază, au plecat, că acolo la ei, de asemenea, este fierbinte.
Și este posibil ca zilele următoare să cadă guvernul. În Bulgaria? Deci, în Bulgaria. Mi-au spus colegii și din punctul ăsta de vedere ei trebuie să fie acolo pe loc. Că inclusiv cu aportul lor, da, se produce acest eveniment și tot ce e posibil ca în luna iunie sau iulie să aibă alegeri parlamentare anticipate. Acest partid a început-o tot de la 2-3% în Bulgaria și ați văzut că percursul ultimilor 2 ani de zile au avut o perioadă instabilă unde s-au schimbat vreo 5 sau 6 guverne și astăzi au ajuns la o susținere de 14%. Le doresc, aveți de la cine învăța. Da, le doresc succes lor. Sunt convins că... Cine au fost reprezentanții acestui partid? Domnul Costadinov, președintele partidului, mai era colegul său, un deputat din Adunarea Populară, da, din Bulgaria. Deci, ei sunt pregătiți pentru alegerile din Uniunea Europeană? Da, sunt pregătiți. În luna aprilie, dacă nu greșesc, în data de 12 aprilie, vor face un congres mare, de asemenea ne-au invitat și pe noi. Au colegi, prieteni și în Germania, da, colaborează cu Alternativa pentru Germania, care este al doilea partid din țară care se bucură de cea mai mare popularitate. Din Italia au spus că colaborează cu partidul domnului Salvini. Deci o să fie delegați din toate țările, da, cu care colaborează Partidul Văzrajdine din Bulgaria. Eu cred că vom fi prezenți și noi la acest congres al lor și vom susține. Ce părere au ei despre situația în care s-a aflat Uniunea Europeană, mai ales acum, ținând cont de chiar protestele care au avut loc astăzi în Bruxelles, da? Și tot ceea ce simte Uniunea Europeană după sancțiunile primite de Federația Rusă și lipsa aceasta de Bine, eu vă pot spune ce au făcut colegii. Mi-au spus că ceva timp în urmă au colectat peste 600.000 de semnături în vederea asta aproape, da, 10% din numărul total a populației care trăiește acum în Bulgaria. Da, că e total vreo 11-12 milioane. În țara trăiesc vreo 7, dacă nu greșesc. Ei au colectat semnături în vederea organizării unui referendum. Așa. Privind fie ieșirea din Uniunea Europeană a Bulgariei sau a doua idee, adică era de a revedea acordul da, de care a fost membru, semnat, da, acord de membru. Și sunt mai multe pretexte, da, pentru a cere acest lucru. Deci eu nu sunt mulțumiți, din câte înțeleg eu, din momentul în care au aderat. Nu sunt mulțumiți mai mulți factori stau la... V-au spus și dumneavoastră care sunt factorii aceasta. Evident, pe parcursul deja acum 20 de ani, da, peste 3 ani se împlinesc 20 de ani, când Bulgaria este în Uniunea Europeană, s-au creat asemenea condiții ca, din punct de vedere economic, Bulgaria să fie în declin. Mai puțină producere da, autohtonă. Pe rafturile de magazine, dacă înainte de aderare, cel puțin 50% de produse alimentare erau de origine autohtonă, astăzi este 20-80%. Vine tot din Europeană, ei țin pe bulgari doar în calitate de consumatori. Multe lucruri spate de spus, inclusiv ultima nedorință, da, unor state să-i primească în zona Schengen, pun condiții suplimentare și așa mai departe și eu spus că, da, vin cu o idee alternativă. Să fie să iasă din Uniunea Europeană sau să fie revăzut acordul. Adică o redactare drastică a tuturor evident, obligațiilor pe care le-au ei. Deoarece au ajuns la o concluzie că sunt ținuți doar ca și consumatori și de ei nu este nevoie. Da, în Europeană. Ei consideră că, având acorduri bilaterale cu toate statele membre, poți trăiești să te dezvolți fără ca
să dai pe bani mărunți piața internă, să ucid sau să mormântez sectoare importante ale economiei naționale, începând de la sectorul vitivinicol și terminând cu, bine, cu agricultura pe ansamblu, da, și cu alte sectoare ale economiei, cum ar fi producerea de ilice, da, sfera... Deci, în ceea ce erau ei puternici, de... acum ei sunt foarte slabi. Ceea ce producea Bulgaria ca și stat, acum ei practic nu mai... Acum ei practic consumă și produsul ăsta, din păcate, nu este produs autohton. Este produs din de unde vreți. Din Italia, din Franța, din Germania, numai nu din Bulgaria. Asta, din păcate, e realitatea care... Fiind membru a Uniunii Europene. Fiind membru a Uniunii Europene. Lucrul ăsta, de asemenea, se observă și în statul vecin, în România, în Polonia, în Ungaria, deci alte țări care au aderat în valul 2-3, deci lucrul ăsta îl simt. Ce au menționat ei vis-a-vis de intențiile noastre de membru a, bine, să ne dorim noi, noi să fim să aderăm? Noi n-am avut mult timp, da, ca să discutăm atât de aprofundat, da, a fost o vizită așa, fulger, să-i spunem, da, în care s-a semnat acest acord, am avut discuții formale și neformale, am vizitat și am depus flori la monumentul lui Hristo Botev, da, ei sunt prima dată în Chișinău. În Chișinău? Da, ei au mai călătorit, au fost mai multe ori în Republica Moldova, în Taraclia, în regiunea Găgăuzii, dar aici la Chișinău ei sunt prima dată. Am fost și am depus flori la acel obelisc Șipca în sectorul Rășcani. Deci aici s-a pornit prima noastră colaborare cu ei. Frumos! Eu vă doresc succes să aveți, da, mai departe mai multe întrevederi ca să vă puteți și prelua niște tehnici de utilizare în cadrul partidului, pentru că aveți de la cine învăța, dar și să vă ajute ca să puteți să creșteți și să vă apropiați de Uniunea Europeană altfel, adică prin prisma imaginației lor, prin prisma trăirilor pe care le au ei, dumneavoastră cred că o să aflați adevărul. Noi trebuie să ne apropiem de propriul popor, în primul rând. Iar poporul va spune încotro. Noi plădăm pentru relațiile bune cu toți, dar vorbind despre procesele integraționiste, totuși noi mai mult ne uităm spre Est, spre Uniunea Euroasiatică. Dumneavoastră considerați că Uniunea Europeană în situația în care se află acum are mai departe capacitatea de a absorbi pe cineva sau nu? Așa, eu sincer. Nu știu pe cine are de gând să absorbe pe Uniunea Europeană. Ei de mai mulți ani discută referitor la extinderea în Balcanii de Vest și până în prezent nu au terminat acest proces. S-au apucat mai serios de Ucraina și Republica Moldova, dar eu cred că nu vor avea această capacitate. Am să vă expun gândul meu de ce. Uniunea Europeană, statele mici, din păcate, da, nu au aceeași voce cum au statele mari. Dacă să vorbim despre relațiile între state în Uniunea Euroasiatică, totuși acolo relațiile se bazează pe principii de reciprocitate, în primul rând, și pe principii de egalitate a fiecărui stat în relațiile cu celelalte state care sunt membre. Ceea ce nu vedem noi în Uniunea Europeană. Șantajul la ordinea zilei. Atunci când cuiva nu-i place politica internă sau externă care o duce bunoară Ungaria, lor li se îngheață miliarde de dolari sau de euro, da? Și li se spun că dumneavoastră aveți probleme în justiție. Hai, lăsați-o. Sau, nu știu, încercările României și Bulgarie de a ajunge, da, în spațiul Schengen, deja câta oară se blochează de către unele state, fără ca să primească careva argumente. De ce?
sunteți împotrivă, estimați cine acolo, austriecii sau sunt împotrivă. Dacă să vorbim despre producere, da, agrară sau politica socială care se duce în cadrul Uniunii Europene, ea diferă de la stat la stat. Nu sunt niște standarde unificate. Începând de la salariul minim pe economie, care trebuie să fie, de exemplu, România sau, nu știu, iarăși Bulgaria sau Ungaria sau Cehia, Slovacia, trebuie să corespundă cu cel care îl primește un spaniol sau un francez sau un neamț. Uh-huh. Dar ele sunt diferite. Păi, spunea un politician, pare mi se chiar aici la noi în studio, mai bine ne facem ordine la noi acasă, să fie totul bine și evident, frumos. Evident, avem și casa cetățeanul noastră fericit, de care și după aceea să ne uităm peste gard. Avem casa noastră de care trebuie să avem grijă. Și familia noastră. Da. Noi, psihotare, nu o să găsim casă. Dacă vorbim despre familia noastră și rămânem la tema partidului dumneavoastră, am văzut pe paginile pe care și pe rețelele sociale și le administrați și în spațiu public unde mergeți în emisiuni, ați fost chiar zilele acestea la Orhei și la Florești, da? Și ați avut... La Florești nu am fost. La Florești a fost... Alți colegi ai mei. Alți colegi de dumneavoastră. Dumneavoastră la Orhei ați avut o întâlnire cu 200 de delegați și 8 primari care vă aparțin fiind aleși pe listele dumneavoastră în raionul Orhei. Cum a derulat această discuție? Cum sunt oamenii? Cum vă primesc? Bine, ce faceți? A fost o ședință a membrilor care avem în raionul Orhei. A fost o conferință partinică, da, în acest raion, unde au fost aleși președintele, secretarul și pe Consiliul Organizației Raionale de Partid, ca urmare acelei decizii care a avut loc o lună urmă de a exclude pe unii consilieri raionali care au neglijat, da, poziția executivului Partidului Renaștere să nu voteze careva chestiuni cu cei din PAS. Uh-huh. Deci, țineți minte că printre cei trei consilieri raionali a fost și fostul președinte a organizației, care a avut un aport la început de cale, a coagulat împrejurul o echipă, dar, nu știu, din cauza acelei poziții pe care dumnealui a avut-o, deci el și alții au fost excluși din rândurile partidului și a trebuit să organizăm, să ne organizăm pe interior, să facem această procedură de alegere a noi conduceri a organizației raionale de partid din Orhei și să mergem mai departe. Deci a fost aleas conducerea, Consiliul, secretarul și acum așteptăm și o mai mare dărzenie, da, în activitate politică. Vrem ca, și le-am spus colegilor, ca acea sală, da, care era pe jumătate plină, altă dată când ne vom întâlni să fie arhiplină și neîncăpătoare. Și colegii, per general, sunt optimiști în acest sens. Deci, oamenii vă primesc cu bună dispoziție, sunteți... Dar noi ne-am manifestat ca și partid de opoziție, în primul rând, în toată această perioadă. Acel partid care luptă cu, și cu adevărat luptă cu această guvernare. Venim cu ideile noastre de alternativă și vreau să vă spun că cetățenii primesc cu brio aceste idei. Eu cred că deja începe să se coaguleze un front comun, inclusiv a primarilor care reprezintă alte partide decât PAS-ul, ca eventual, deci în cadrul alegerilor prezidențiale care vor avea loc în acest an, să nu admite ca în localitățile lor PAS-ul să ia o majoritate, să strângă majoritate de voturi. Acest lucru eu vreau să vă spun că în zona centru a țării se simte chiar în fiecare raion, vorbind cu colegii mei din raioane, deci cam
asemenea lucru sau acest gând, da, el predomină practic în fiecare raion din centrul țării. În care raioane intenționați în timpul apropiat să vă faceți organizații primare și organizații teritoriale? Aveți negocieri? Noi practic am finalizat, da, acest proces. Mai avem să deschidem oficii în așa raioane mari cum este Ieloveniu, pe raionul Cahul și Ungheni. Uh-huh. În rest, da, în 33, dacă avem 36 de raioane, dacă nu greșesc, uh-huh, în 33 de raioane noi avem deja reprezentanță, echipe care lucrează asupra la extinderea pe orizontală. Uh-huh. Deci veți intra în parlamentare destul de bine, pe toată țara. În prezidențiale, mai. În prezidențiale, da. Apropo de prezidențiale, partidul dumneavoastră are deja candidat? V-ați întrunit la birou, la Consiliul Național? Încă nu, dar cu certitudine vom participa în aceste alegeri prezidențiale. Vom participa și vom veni cu un candidat. A dumneavoastră? Al nostru. Totuși, ideea de găsirea unui candidat unic din opoziție nu merge. Așa cum a zis un coleg de-al meu astăzi pe rețele de socializare, un vis erotic spulberat. Nu, bine. Era, cred că, și din start. Cu visurile astea erotice mergeau cei care au făcut front comun împreună cu PAS. Mhm. Și, da, fanteziile astea lor erotice, da, s-au spulberat. Ați văzut, au încercat să, nu știu, să organizeze fel de fel de paneluri, platforme, Moldova fără PAS, Moldova după PAS, Moldova nu știu cum. Dați că avem deja platforma Demnitate și Adevăr, CUB și Loc, deja au declarat că au făcut o coaliție și vor merge împreună. Să facă coaliții, noi coaliția avem de gând să facem cu Poporul Republicii Moldova. Asta e cea mai sigură coaliție care poate avea loc. Iar ceilalți să se întreacă, da, în public cum ei îi urăsc pe cei din PAS, da? Cum ei, nu știu, pledează pentru aceia ca ei să plece, uh-huh, iar înainte de acest exercițiu au făcut prin raioane nunți, cu mătrii și tot ce vreți. Și au dus pe cei din PAS, începți în 7-8 raioane la guvernare, cu președinți, uh-huh, de raioane, cu vicepreședinți de la socialiști, uh-huh, președinți de la PAS. N-am văzut ca ei să exclude pe cineva sau să voteze pentru demisia vicepreședintelor săi. Nu am văzut acest lucru. Și din punctul ăsta de vedere trebuie să iei de mânuță cu cei din PAS, cum unii sunt mici și nu așa și alții. Uh-huh. Dva să paga para, știți cum spune Nebaros. Dar dumneavoastră, fiind ca și o formațiune care vă declarați a fi vocal și se vede că mergeți, organizați proteste, organizați nemulțumirile acestea pe fiecare subiect care deranjează atât populația cât și partidul dumneavoastră nemijlocit, care oricum reprezintă aceeași populație, nu aceiași cetățeni. Dar haideți să fim serioși. În momentul în care noi o să ne dispersăm așa, în felul acesta, atunci, până la urmă, cine va câștiga? Va câștiga tot exponentul principal al PAS-ului, care va trece în turul 2 și în turul 2 atunci lucrurile sunt mai simple. De ce credeți așa? Eu vă întreb ca să înțeleg. Puteți să vă declarați o forță, unică care să meargă împotriva la PAS? Forța unică care trebuie să se unească este suveranul, poporul Republicii Moldova. Cum nu politicienii, nu politicienii trebuie să unească, poporul, cetățenii. Poporul, dar voi o să fiți 11 pe listă. Și noi trebuie... Dă-te un dumneavoastră, știți că o să fim... Bă, presupun și eu că a fost într-un an 11, eu nu am zis, poate acum să nu creadă... Poate să fie de data asta mai puțin, poate să fie mai mult. Care e problema? Poporul, până la urmă, decide și votează. Cetățenii trebuie să fie uniți.
inclusiv cei din diaspora, să fie solidari. Jurul idei naționale solidari. Să se unească cetățenii. Iată, eu ca și cetățean simt, ca și jurnalistă care acum pledez pentru adevăr, dreptate, pentru corectitudine, așa îmi place mie să spun acum. Împrejurul acestor idei, idei să ne unim. Eu vreau să votez. Inclusiv acestor idei trebuie oameni să unească. Împrejurul ideii că ajunge atâta străim în sărăcie. Adică sărăcie. Că în ultimii 3 ani de zile sărăcia au dus în Moldova ăștia. Cum? Care au primit mandat din partea cetățenilor, care le-au promis cetățenilor vremuri bune și care i-au omagit. Și astăzi, nota de plată o plătesc nu numai cetățenii care sunt și trăiesc aici în Republică, dar și inclusiv diaspora. Că prin prețurile este exorbitante la utilități, la căldură, la gaz, la tot ce vreți, la furturile astea care au loc prin scheme, da? Tu nu poți 3 km de drum Leova Bumbăta să le faci să cheltui 300 de milioane de lei. 100 de milioane de lei un kilometru de drum costă? Cu două benzi, una într-o direcție și una în alta? Un, nu știu, kilometru de autoban în Germania, cu 3 benzi într-o parte, cu 3 benzi în cealaltă parte, cu, nu știu, parkinguri și tot ce vreți, costă până la 3 milioane de euro. Ai noștri au întrecut toată lumea. 5 milioane, dacă 100 de milioane de lei împărțit la 20, da, dacă să luăm la cursă, peste 5 milioane de euro. Băieți, deci, dumneavoastră înțelegeți ca și mine că mai fac parte și eu din și, și dați să vă spun până la urmă, iată, factura aceasta o plătesc inclusiv cei care s-au făcut diaspora. Că ei lunar trebuie să îi susțină cu mai mulți bani rudele sale care au rămas aici în țară și respectiv ei achită acele furturi care s-au produs de cât au fost produse de către această guvernare prin diferite scheme. Aeroport, gaz, lumină, pecură, drumuri care nu avem, dar pe hârtie s-au cheltuit milioane și milioane. A ieșit Vladimir Bolea, ministrul agriculturii, și a spus că în 3 ani de zile i-au dat 6 miliarde de lei. Unii fraților? De unde ați luat? Ați scris 2 și 4 în minte sau cum? Haideți să ne întoarcem totuși la mesajul partidului dumneavoastră și la capacitatea de a transmite cetățeanului acea idee care ei să vă creadă și să nu voteze. Ideea aceasta va fi îmbrățișată nu numai de noi, dar și de acei primari, reprezentanți ai autorităților publice locale, cu certitudine, acolo unde nu sunt cei din pas. Iar totuși, revenim la ideea, Moldova după prezidențiale și după parlamentare fără pas. Va fi fără pas. Eu, dumneavoastră, m-ați dezbătut din gând. Eu parcă trăiesc un deja vu. Iată, la noi anul este 2024, este asemănător cu anul 2020. Prin ce? Vă explic. În 2020, iată, noi l-am trăit acest an. A început parcă cu bine, un premier tehnocrat, domnul Chicu, tot normal. S-a început pandemia. Probleme. Tot țara a fost închisă prin căs. Polițiștii își băteau joc de oameni, da, aplicând acele 75.000 lei amendă, inclusiv pentru niște băbuți care aici, în sectorul Prășcani, mai vindeau acolo și patronjel, pentru că n-avea cu ce să supraviețuiască. Probleme cu agricultorii le-am avut atunci, le avem și acum. Probleme cu transportatorii care și atunci se stau rutele și făceau greve, le avem și acum. Atunci fugeau și treceau din diferite partide, da, deputați, da, din majoritatea parlamentară.
Acum fug ministrii, cine acolo mai fuge, își dă demisia, director de întreprinderi și așa mai departe. Deci, ceea ce am văzut atunci, o încredere în forțele proprii, dar de fapt, nevăzând, iată atunci, bine, fost președinte, domnul Dodon, nu a văzut că s-au comis și un șir de greșeli care trebuia să fie recunoscute și cumva să se meargă, nu știu, altfel. Iată fix aceeași eu văd și la Maia Sandu. Acum? Da. Dar nu vă pare că greșelile celora principală erau mai mici decât greșelile acestora? Poftim. Celora erau mai mici, PSRM-ului, greșelile lor erau mai mici decât greșelile acestora. Nu bine, principala greșeală care s-a comis atunci și o comit ăștia azi, este legată de politica de cadr. Uh-huh. Una asemănătoare și una mare, da? Așa, cum o punem atunci, pe așa și azi, este legată de politica de cadr. Și cea mai mare greșeală din punctul meu de vedere, dar asta o spun toate partidele care sunt sprătind pro-europene, anunțarea referendumului. Uh-huh. El va pica. Așa ziceți dumneavoastră. Și ăștia vor pleca în istorie, iar cineva la tomberon. Referendumul anunțat într-o zi cu alegerile prezidențiale este o greșeală sau este eu cred că da. Un mecanism bine gândit? Bine, eu cred că este o greșeală. Eu am să vă deschid unele paranteze. Gândul meu, da, ca și jurist, noi pe parcursul istoriei de independență Republicii Moldova sau de când a fost adoptată Constituția în 1994 până în ziua de astăzi au fost modificate, da, textele Constituției prin procedura parlamentară. Două, treimi, 67 de voturi, mai multe articole au fost modificate. Uh-huh. La noi niciodată nu s-a modificat Constituția prin referendum. Ce înseamnă referendum? La referendum, în fața cetățeanului, va fi pusă întrebare. Ești tu pentru sau împotrivă ca în Constituție să apară următorul text, da? Uh-huh. Și textul propriu zis, articolul cu tare, uh-huh, integrarea europeană, ta nașa, все. Iată, aproximativ. Uh-huh. Și omul trebuie să răspundă, da sau nu? După aceasta se merge la Curtea Constituțională. Și Curtea Constituțională ce face? Validează rezultatele referendumului. Unii cetățean au spus da sau nu. Ce se întâmplă mai departe? Textul dat devine deodată lege? Nu. Ca și jurist ziceți că nu. Nu. Care-i procedura? Va trebui, și asta o spun și unele avize a Comisiei de la Veneția și redutabile constituționaliști, nu numai de la noi din țară, dar și bistihotare. Am citit chiar niște bine articole științifice care spun că urmează încă o procedură în Parlament. Uh-huh. Atunci întrebarea. Pentru ce? Păi, da, ei fiind... Să presupunem că validează Curtea Constituțională și ei fiind încă majoritari în Parlament, când Parlament după prezidențiale... Ce face în Parlament? O votează. Dar ei au majoritate constituțională? Cum se votează? 51? Uh-huh. Și atunci întrebarea. Dar nu se străduie ca să o facă? Bine, în primul rând, pentru ca să schimbe un text constituțional prin referendum, părerea mea, da, că trebuie să dezvolți acest text constituțional pentru lege organică. Care se va spune, păi, poporul a spus da sau a spus nu, rezultatele se validează negativ sau pozitiv, indiferent care este el, de către Curtea Constituțională și mai departe urmează următoarea procedură. Noi doar nu cunoaștem care e procedura. Ei nu cunosc care e procedura. Și ce o să facă? O să înceapă să o inventeze mergând spre ziua alegerilor? Vreau să vă spun ce intenționează băiețașii ăștia să facă și cum pregătesc ei
alegerile prezidențiale și acest referendum constituțional vis-a-vis, și cum nu doresc ei, ca cetățenii care trăiesc în diaspora, în Federația Rusă, să participe la acest Participe. Wow! Dar e foarte interesant, dar despre această regie îmi spune că putem să vorbim după o mică pauză de publicitate. Ieșim, doamnelor și domnilor, peste câteva minute revenim. Doamnelor și domnilor, am revenit aici în studio. Vă reamintesc cei care s-au conectat acum la postul nostru de televiziune că în studio este Vasile Bolea, politician, deputat în Parlamentul Republicii Moldova și jurist, reprezentant al Partidului Renaștere. Discutam despre ce gândesc băieții buni vis-a-vis de referendum și vis-a-vis de alegerile prezidențiale. Ia, spuneți-ne! Ultima perioadă ați văzut că la numire noului ministru, da, de externe, Mihai Popșoi, au existat disputele astea, da, între ministerul nostru de externe cu ministerul de externe Federației Rusă. Uh-huh. Vis-a-vis de deschiderea secțiilor de votare aici, în Republica Moldova, pentru cetățenii ruși care vor să participe în alegerile prezidențiale din Rusia, care vor avea loc pe 17 martie. Și ăștia ce fac ai noștri? Vă dăm voie să deschideți o singură secție de votare în interiorul ambasadei. Uh-huh. Cum credeți, ce reacții poate să reveni din partea celor din Federația Rusă? Nemulțumire. Dar în această toamnă, când vom avea alegeri? Își vor da verdictul. Nu. Ei așteaptă ai noștri ca Ministerul de Externe Federația Rusă toamna, când vom avea loc alegerile prezidențiale și referendumul, ca ei să facă fix sau exact în oglindire să procedeze cum procedează ai noștri astăzi, în luna martie. Și să fie deschisă pentru 400-500 de mii de cetățeni ai noștri care trăiesc în Federația Rusă, nu 5, nu 10, nu 15 secții de votare cum erau deschise în anii precedenți, dar doar una. N-avă 5.000 de buletine, stați acolo și nu vorbiți mult. Deci, ce intenționează autoritățile noastre să facă? Creează o problemă artificial. Vin și zădără ursul, da? Așa mai popular vorbind. În nădejde că în toamnă vom avea același răspuns. O secție de votare doar în interiorul ambasadei. Și o să vedeți cum în toamnă, de exemplu, alegerile, nu știu, prezidențiale sau parlamentare care au loc în România, aici, pe teritoriul Republicii Moldova, vor fi deschise vreo 30, 40, 50 secții de votare. Nu, asta deja va fi în... Simțiți diferența? Iată ceea ce intenționează să facă autoritățile noastre, este o decizie sau acțiune de bătaie lungă pentru ca să nu admită astfel ca cetățenii noștri care trăiesc în Federația Rusă, care de asemenea sunt mulți la număr, să aibă posibilitatea să-și expună părerea sa la legile prezidențiale și la legile în cadrul referendumului constituțional. Iată ceea ce intenționează. Că lor nu le trebuie această idee, părerea lor în referendum, probabil. Evident. Și nici voturi suplimentare pentru vreun candidat de alternativă. De alternativă, da. Ca și partid, dumneavoastră sunteți o forță care ar putea, sau o, să zic așa, o structură de partid care ar, sunteți gata să colaborați cel mai mult cu acești moldoveni plecați peste hotare, diaspora din Federația Rusă. Aveți capacitatea de a-i trage ca să primească consultații, ca să vorbiți cu ei? Pentru că nu știu de ce îmi pare mie, dar în acești ani conaționalii noștri din partea cealaltă au fost lăsați uitării. Ei nu sunt absolut incluși în nimic. Ei sunt din voia lui Dumnezeu. Bine, eu vă pot spune de ce au fost supărați conaționalii noștri care locuiesc în Federația Rusă pe foștii mei colegi, da, Partidul Socialiștilor, domnul Dodon, în 2020 și nu l-au votat.
sau mai puține au fost, mai puține voturi au primit, chiar dacă nu greșesc, vreo 17% sau chiar mai mult au votat-o pe Maia Sandu ca de și ce? Vot de protest. Multe li s-au promis și practic nimic nu s-a făcut. De ce ne batem joc de ei? Vă explic ce s-a promis. Semnarea acordului cu Federația Rusă privind protecția socială a cetățenilor. Noi am avut un an și fiind la guvernare, am avut ministra noastră de protecție socială în guvernul Chicu, da, doamna Dumbrăveanu, și nu s-a făcut nimic. Noi n-am semnat acest acord. Cetățenii noștri care muncesc, trăiesc în Federația Rusă și la finele, să-i spunem, acestei cariere, da, acestor ani de muncă, ei nu vor putea beneficia de pensii, de o... Dar le s-a promis asta. Evident, evident. De mulți ani s-a promis cetățenilor noștri că va fi deschis cel puțin un consulat în Sankt Petersburg. Unde este consulat în Sankt Petersburg? Și multe, multe alte lucruri. S-au promis. De ce ei au făcut un vot de protest? Fiecare își face concluziile. Și fie nu vine, protestează cu picioarele și nu vine la urnele de vot. Fie dacă vine, votează împotriva. Omului care a promis... Ultima dată ați vorbit cu vreo asociație a diasporii de acolo? Suntem în contact cu ei. Vă interesează soarta? Evident, evident. Și pe timpul apropiat, eu cred că vom avea plecări, da, și în Federația Rusă, unde de asemenea vom discuta și cu reprezentanții noștri care au deschis diferite asociații, da, cu naționalilor noștri în Sunt peste în 20 Rusă. De asociații acolo. Rusia este mare. Da, câteva vrem, vocale, câteva. Da. Pe care, iarăși, ei solicită să vină să vorbească cu ei, ambasadorul, dar nimeni nu reacționează. Nu, bine, atunci când expulzez diplomați din Republica Moldova, fix aceeași monedă răspunde și Federația Rusă. Da. Și ai doar ambasadorul și atât. Care este на своем боевом посту. Trist că unii sunt așa. Și nu se duce niciun lucru, nicio activitate cu naționalii noștri. Cu toate că sunt foarte multe probleme și au nevoie de sprijin. Care sunt înghețate și ei nu știu sărmanii cum să le rezolve. Asta cunosc și eu și regret că am ajuns în așa o situație. Când 400.000, cum ziceți dumneavoastră, îi ștergem în genere de pe lista. Nu îi ștergem, ne gândim în permanență la ei. Sunt bine pe unele probleme și situații de ordin obiectiv sunt tare altele care au așa nuanțe subiective, dar mă rog, cu activitatea asta trebuie să ne organizăm în primul rând și să încercăm să ajutăm pe ei noștri. Adevărat. Spuneți, haideți să trecem la niște subiecte fierbinți care s-au derulat în timpul acum recent. Procurorul general, atâta acum se tot vorbește, cei care au mers la acest concurs. Da, cum credeți? Care? Să-i numim sau nu-i numim? Sau îi numiți dumneavoastră? Hai că eu până găsesc numele aici a lor, dumneavoastră ne spuneți. Da, primul care a trecut e domnul Octavian Nachimovski. Da, mai departe? Actualul procuror general întirmat, domnul Munteanu, domnul și... Coca și... Și avem astăzi o cerere. Patrulea m-am uitat. Ce facem? Cine va fi procurorul? Sau nu vom avea? Sau ce se întâmplă acolo? Eu cred că acolo va fi un scandal. Cred că vom avea din nou procedura de concurs. Păi da, astăzi unul din candidați a cerut ca să-i se prezinte fișa unde a fost notați a doamnei ministră și încă unui membru a CSP-ului. Înseamnă că sunt nemulțumiri și sunt dubii vis-a-vis. Eu vă explic de ce. De ce? Data trecută, dacă nu greșesc, unde tot sau la numirea, mi se pare că domnul Echimoschi în calitate de interimar vice, da, la Procuratura Anticorupției, într-o procedură, da, legată de domnul Echimoschi, domnul ministru s-a abținut. Spunând că ar avea ceva conflict de interes sau ceva de genul ăsta. Și acum domnul i-a participat. L-a notat.
Înseamnă că deja nu mai era conflict. Nu știu, trebuie să vedem. Ca și jurist, cum credeți? Unde greșesc? Cine? Și cine greșește? Cine? Ce se întâmplă cu toată situația asta atât de ridicolă? Bine, e o situație ridicolă. A început de la finele anului trecut, când au încercat ei să modifice procedura de numire, da, de concurs pentru funcția de procuror general. Societatea cumva s-a revoltat, ei au trecut în prima lectură, da, acel proiect. Ați văzut că Olesia Stamate a plecat din funcția de președinte a Comisiei Juridice și acum ei au pus pauză și merg mai departe. Dar am văzut că ultima persoană care s-a înscris în concurs, fiind Octavian Ecubovski, eu am înțeles că soția dânsului este membru PAS cu acte în regulă și de asta probabil că au arătat cu degetul spre dânsul, da? Că el ar trebui să fie numit. La indicație, da? Să înțelegem. Eu cred că da. Să vedem dacă va trece el procedura asta de pre-vetting, da, de vetting, să vedem dacă va fi, dacă va fi contestată această procedură și decizia CSP-ului, când lege scrie că tu propui, cum sună în lege, cel mult doi. Trebuie să-i propui comisiei de vetting ca să vadă. Este interesantă găselniță, da? Legiuitorul sau cei din PAS în anul trecut au schimbat legea unde au spus că CSP-ul propune cel mult doi. Iată, eu cred că dacă propuneau cel mult doi, deja era cumva altfel, da, se vedea această procedură de concurs. Iar când l-au propus doar pe Ecubovski, apropo, atunci când au venit reprezentanți Procuraturii Generale și noi am avut în cadrul Parlamentului, în cadrul Comisiei Juridice, în comun cu Comisia Securitate Națională, audieri cu referire la ce au făcut procurorii cu vestitul dosar furta miliardului, în ziua aceea când a fost demis guvernatorul Băncii Naționale, de parcă el trebuia să instrumenteze dosarul. Procurorul general interimar a spus următorul lucru, că dacă va fi organizat vetting-ul ăsta în procuraturi specializate și dacă vor pleca sau ca urmare acestui exercițiu vor pleca doi. Octavian Ecubovski și încă o persoană, o doamnă, care sunt conducătorii grupului de lucru care duce acest dosar a furtului miliardului, atunci investigațiile și activitatea pe acest dosar se va stopa încă pe vreo 5 ani de zile. Oh, vesel! Vesel, domnul Bolea. Atunci trebuie să decidem. Îl propulsăm pe Octavian Ecubovski în funcție de procuror general și lăsăm la o parte pe vreo 5 ani de zile acest dosar. De ce a spus procurorul general interimar acest lucru? Deoarece volumul este într-atât de mare. Sunt, nu știu, volume de dosar, eu cred, mai mare decât CSD-ul, da. Și pentru a intra în esență și pentru a le reciti din nou, deci va trece mult timp. Da, vezi. Pentru noi procurori care vor trebui să instrumenteze acest dosar. Eu, ca și cetățean simplu, îmi dau seama că a fost și această funcție adusă la derizoriu și l-a adusă la situația că oamenii deja nu mă interesează. Este procuror general, nu este în țara asta procuror general. Vă dați seama ce se întâmplă în statul Concluzia ăsta? La care am ajuns eu, știți, eu nu înțelegeam pentru ce lor le trebuie funcția aceasta. Așa. În perioada de la independență încoace, niciun procuror general nu și-a dus mandatul până la capăt. Odată venit nouă guvernare, venea, îl decapita pe precedentul, îl punea pe altul nou și până la data următoare, când venea o nouă guvernare, o nouă conjunctură, care îl scotea pe ăsta și îl punea pe alt nou. Ce lor îl trebuie procuror general? Pentru un an de zile, iar anul viitor nu o să mai fie.
faci? La guvernare. Și cineva mi-a spus o idee, o ipoteză, dar uitându-se dintr-un alt racurs. Dar închipuiți-vă că va fi un procuror general necontrolat de ei sau cât de cât care va avea o mai mare independență. Da? Și într-o bună zi, în plină campanie electorală, de exemplu, a spune, știi ceva, ia n-a dus ce să-l spună încoace. Îi punem cătușile și începem să-l întrebăm ce a fost acolo cu gazul, ce a fost. Și închipuiți-vă ce va fi asta. Va fi o explozie. Și gata, Maia Sandu poate să închidă ușa de la, sau poarta de la președinție și gata să nu mai candidează. E și astăzi poate lucrurile să se facă, e prea încrezută. Dar atunci, în general, sau bunoara spună, știți ceva, iată, pentru a egala șansele, i-am dat-o pe cine, cel mai răsărit din opoziție, i-am vin încoace. Și ei, nu știu, al învinovățăște că în 1960 ce an acolo a participat la omorul lui Kennedy. E așa, absurd. Da, absurdități. Dar lucrul ăsta poate să ducă la creșterea în rating. Iată, pentru asta lor trebuie un procuror general care să stea așa frumșel și să nu admită derapaje nici într-o parte, nici în alta. Păi, da, vedeți că nu pot să o facă. În perioada aceasta electorală sau în acest an electoral? Adică până la parlamentare sau până la prezidențiale? Eu cred că mai întâi până la prezidențiale. Prezidențiale, da. Am înțeles poziția. Of, Doamne, e trist pe cât e de ridicol, pe atât e și de trist. Mergem mai departe. Prima Republica Moldova. Mergem mai departe. Declarațiile din România care au fost astăzi spuse practic la toată media din România referitor la îmbunătățirea stării spitalelor, referitor la ideea că s-ar putea pregăti România de un eventual război. Asta ce a fost în viziunea partidului și în viziunea dumneavoastră? România până acum a stat bine vechiul cu minte proverb. În bancă și n-a zis nimic. Vechiul proverb. Astăzi a fost... Vechiul proverb. Vrei pace? Pregătește-te de război. Dumneavoastră așa vedeți tot ceea ce astăzi bine, s-a vehiculat în România. Bine, România țară membră NATO, probabil că ei se uită la ce se întâmplă la ei în țară, pregătesc cel puțin sistemul ăsta medical pentru eventuale situații de criză. Noi vedem polițieni de la Bruxelles care spun, din Germania, care spun că în următorii 5-6 ani de zile Uniunea Europeană trebuie să pregătească de o beligeranță, de un război cu Federația Rusă. Noi vrem pace. Și dorim pace tuturor popoarelor, și ucrainean, și rus, și tuturor popoarelor de pe glob pământesc. Ceea ce, la ce multe ori am atras atenție, că trebuie să întărim pe plan internațional, deci statutul ăsta nostru de țară neutră. Vom putea să păstrăm această neutralitate? Dați să începem de la semnarea acordurilor bilaterale cu cei din prejur, din regiune, care să recunoască că suntem țară neutră și deci acest statut al respectă. Nu știu, dați Belarus, Ungaria, ce țări, Bulgaria, Ucraina. Da, nu cred că Ucraina va semna cu noi acord privind recunoașterea statutului neutru a țării noastre. România, de ce nu? Să-i vedem în acțiune cum sunt ei. Lași sau totuși ne vor binele? Binele. Dacă ne vor binele, recunoașteți că noi suntem țara neutră și respectați acest statut neutralitate. Dacă vorbim despre Ucraina și tot ce se întâmplă în Transnistria acum, vedeți vreo legătură din partea Ucrainei la acțiunile care s-au, nu știu, după părerea mea, un pic așa, s-au
culorile au devenit mai gri la tot ce se întâmplă acolo. Este intenționat tot ce se întâmplă acolo pentru a mări criza? Nimic nu criza? Se întâmplă în această viață așa, pur întâmplător. Cum catalogați tot ceea ce se vorbește acum și legătura dintre declarația pe care o va face pe 29... și 8 februarie cu adunarea aceasta, da, deputaților. Pe 28 va fi adunarea deputaților și pe 29 se face legătura cu declarația lui Putin, Vladimir Putin. Nu cred. Știți, există multă conspirologie în împrejurul la toate evenimentele astea. Este o reacție, nu știu, ferească, neferească, a ceea ce fac autoritățile noastre, în raport cu partea transnistreană. Per general, autoritățile noastre au deschis 3 fronturi. Cel puțin 3. În raport cu Transnistria, un alt front lăsut în raport cu Găgăuzia și aici la Chișinău, un front în raport cu administrația publică locală din Chișinău. Vine să vedeți implicarea partidului de guvernământ? Ei duc 3 războaie. În Găgăuzia luând dule banii, da, prin amendamentele este la TVA. Da, vom vorbi despre În Transnistria cu acest nou cod vamal care de asemenea iau mai multe resurse. În Chișinău, de la început anului s-au pornit, da, când au luat din bugetul Chișinău, sau mai bine zis, nu le-au dat bani pentru ca să fie, nu știu, prestate careva servicii sociale populației și după asta spun, da, voi ce în Chișinău nu aveți bani, ia. Dumneavoastră ați fost în PSRM. Oare chiar în atâția ani noi nu am avut capacitatea și inteligența de a duce un dialog constructiv cu cei din Transnistria ca să putem să ajungem la un alt rezultat, la o altă colaborare? Sau asta nu se dorește și nu s-a dorit nici atunci? Interese. În PSRM? Interese. Gaură neagră, unde mai puțin lucruri să văd, care le era convenabil tuturor. Celor de la Chișinău, celor de la Tiraspol. Păi dumneavoastră celor acum de la Chiev. Confirmați faptul că fiind la Dodon, PSRM, ați privit cu ochii la interesele cele și ați tăcut? Nu, și nu v-ați... eu n-am afirmat lucrurile astea, nu m-ați înțeles. Au fost încercări atunci când întreaga echipă, da, PSRM-ului muncea în această direcție, ca să fie întreprinse mai multe eforturi ca să păunim cele două maluri ale Nistrului. Și de unde nu va ieși? Inclusiv, bine, știți, există o percepție greșită că formula magică nouă ne va fi dată, da, cum Dumnezeu i-a dat lui Moisei legile sacre, da, cele 10 porunci. Și vor veni ele, fie de la Moscova, fie de la Washington sau Bruxelles. Nu. Noi trebuie să conștientizăm că avem capacitate și formula aceasta magică va fi găsită aici. Nu știu, la Chișinău, la Tiraspol, poate la Varnița. La mijloc. Dar aici, în interiorul Republicii Moldova. Și atunci când noi vom găsi această formulă magică și vom conștientiza că nu putem malul stâng de malul drept și invers, atunci acest diferent transnistrean va fi rezolvat. Atunci cei din afara țării nu vor avea încotro. Ei vor trebui să accepte acea înțelegere la care s-a ajuns. Ucraina ar putea să aibă un rol important acum? În destabilizarea situației? Da. Eu cred că da. Eu cred că da, dar nu înțeleg pentru ce lor le-ar trebui să mai deschidă încă un front în spate de cel puțin 300 de kilometri atunci când duci lupte serioase în estul Ucrainei, când pierzi Avdiivka, când pierzi alte orașe, sate, când acea contraofensivă a ieșuat, când ai pierdut sute de mii de soldați pe front, nu cred. Dar, bine, se încearcă a se turna benzină în foc.
Am înțeles. Trecem la Găgăuzie. Am văzut că vă manifestați ca și partid față de multe lucruri care se întâmplă acolo și ați avut și un mesaj referitor la o persoană care a fost declarată persoană non grata în rândurile celor șase sancționate găgăuz. Persoane. Da, cele șase persoane sancționate de Consiliul Uniunii Europene, interzise în Uniunea Europeană. Ce aveți să spune la acest capitol? Bine, eu am spus, am ieșit sâmbătă cu un mesaj de susținere a colegului nostru, Victor Petrov. Ne leagă nu numai relații partinice, da, dar și o perioadă de prietenie, dacă vreți. Eu am fost șef de staff electoral la el atunci când am trecut candidat la funcția de bașcan în Găgăuzia. Astăzi el împreună cu alți colegi, Alexandru Suhodolski, alți colegi din Găgăuzia, în scurt timp, deci noi ca și partid ne-am întărit acolo, avem reprezentanți în toate cele 27 de localități din Găgăuzia, în toate cele 3 orașe, municipiul Comrat, Cedărlunga. Și din punctul ăsta de vedere, noi am reușit în scurt timp să atragem mai mulți susținători, care cândva, care cândva au fost susținători Partidului Socialiștilor. Astăzi, socialiștii nu înțeleg monopolul în Găgăuzie asupra voturilor și preferințelor alegătorilor de acolo. Este partidul Renaștere, bine, sunt cei de la Șansa inclusiv, dar noi avem un cuvânt serios de spune în autonomie. Și unul din acei reprezentanți, acei, nu știu, reprezentanți de vază ai noștri, a Partidului Renaștere, este Victor Petrov. O persoană care pe parcursul acestor ani s-a manifestat ca un politician care nu numai spune, dar și face. Mâine, apropo, mâine, dacă nu greșesc, va fi de asemenea o acțiune la Comrat, unde se va da start noilor itinerare, așa să spunem, deci transportului social, acea inițiativă care a vociferat-o Victor Petrov în timpul campaniei electorale din primăvara anului trecut. Și noi le-am spus cetățenilor, locuitorilor lui Găgăuzia, că vom face tot posibil, chiar dacă nu Victor nu a câștigat aceste alegeri a bașcanului, vom face tot posibil ca să realizăm acele promisiuni electorale care a venit Victor și întreaga echipă în fața alegătorilor. Asta și o facem. Deci, pentru poziția sa patriotică, dacă vreți, Victor a fost sancționat de cei din Uniunea Europeană. Evident că acest lucru nu ar fi fost posibil fără ca cineva de aici, de la Chișinău, să scrie fel de fel de demersuri, da, în acest sens. Deci picioarele se trag de aici. Picioarele se trag de aici. Eu cred că au făcut-o cei din partidul de guvernament și sateliții săi. Chiar așa? Da. Păi, și e normal satelitul într-un principal de stânga. Nu dau nume, dar cred că cetățenii o să înțeleagă. Opa. Și credeți că cei e normal? Cei care au făcut deal în toate 8 raioane. Păi deja e mai... Despre care domnul Gros a spus că ei au așa, un istoric în colaborare. Oho. Vesel. Și credeți că e normal ca într-un stat independent să se întâmple lucrurile astea cu sancțiuni? Nu este normal. De ce eu nu? Înțeleg că se de duce, ce nu? Eu înțeleg că se duce ați un făcut ceva? Ați scris război. Bine, acțiunile urmează. Inclusiv ce, infractori o să ajutăm, o să ajutăm colegul nostru să acționeze în instanțele de judecată internaționale. Așa. Joi, dacă nu greșesc, Victor Petrov a anunțat astăzi că va ține o conferință de presă și dacă aveți posibilitatea, eu cred că veți reflecta, da, acest eveniment. Acțiunile urmează. Pentru că e așa eu, un pic sincer, absurditate. Nu bine, și nu înțelegi pentru ce, pentru ce s-a făcut. Că a susținut un site acolo, Găgăuz News, dacă nu greșesc,
Pentru asta trebuie să fie inclus în sancțiuni internaționale, să-i creez probleme omului. Toate lucrurile astea s-au făcut pentru ca să-l dezbată din elan, pentru ca să-l facă mai puțin principial, da? Și pentru poziția sa civică pe care o are Victor Petrov și întreaga echipă. Asta este clar. Eu încă o dată vă spun, astăzi foștii mei colegi nu mai dețin acel monopol pe care îl aveau pe timpuri în Găgăuzia. Monopol politic. Am înțeles, da, e clar. Și pe mine la Academia de Poliție, când învățam de fiecare dată înainte de a descoperi vreo infracțiune, mă învățau să dăm o întrebare. Cui e încurcat? Cui este convenabil? Cui este convenabil acest lucru? Și, și atunci când mi-am pus această întrebare, din start am găsit răspuns. Și apropo, această idee este susținută și de alți simpli cetățeni locuitori de Găgăuzi. Păi de asta deja devine un pic așa mârșav. Dacă, ziceți presupunerea dumneavoastră... Dumneavoastră ați făcut această apreciere. Așa. Mergem la un alt subiect să vedem ce se va întâmpla mai departe, domnul Petrov, ce va face. Dar tare îmi doresc ca să ajungă măcar unul din ăștia care sunt sancționați la un rezultat de a demonstra că el nu merită să fie sancționat. Lumea se transformă, doamnă doctoră. Lumea se transformă. Și aceste sancțiuni au devenit care se impun, da, ba de un conglomerat de state împotriva altui stat, ba de alt stat împotriva celorlalți. Este, dacă vreți, o armă, da, în acest război, în care se duce război toți împotriva tuturor. Și astăzi este o situație, mâine poate se va schimba, dar cu certitudine se va schimba. Normal că se va și schimba. Poate în aceste sancțiuni, da, eu le doresc tuturor să nu nimerească, dar nicio sancțiune. Deoarece, din punctul meu de vedere, încalcă, în primul rând, toate normele internaționale și tot ce subînțelegem noi sub legislație, jurisprudență, dacă vreți. Eu, văzând, da, că se procedează în așa mod, văzând că această sancțiune a devenit un fel de armă, da, împotriva celor incomozi, pot, nu știu, astăzi să arunc la coșul de gunoi toate manualele care pe timpuri le-am citit, da, din acest domeniu. Da. Deoarece se încalcă principiile care guvernează relațiile și raporturile juridice, inclusiv cele internaționale. Păi asta și miră, că inclusiv există cele internaționale. Există cod penal. Dacă persoana a încălcat prevederile codului penal, codul contravențional, poftim, aplică-i sancțiune. Da? Pune la pușcărie, dă-i amenzi, nu știu, interdicții de a ocupa careva funcții și așa mai departe. Dar dacă omul muncește, bine mersi, este adjunct a Bașcanului, pentru viziunile sale politice tu să-l incluzi în sancțiuni, atunci lucrul ăsta este cu încălcarea, în primul rând, convenției europene a drepturilor omului. Dumneavoastră, având experiența pe care o aveți în domeniul juridic, puteți să facem o ipoteză că atunci când se va schimba politicul în Uniunea Europeană, după alegeri, acești oameni ar putea avea după aceea o susținere pentru a-și apăra demnitatea în CEDO, da, sau în alte instituții internaționale? Da. Uitați-vă ce s-a făcut cu raport cu unii cetățeni ai Federației Rusă, care, nu știu, au nimerit în unele sau altele liste de sancțiuni. Unii din ei au acționat în judecată și sunt chiar cazuri câștig de cauză. De câștig de cauză. Așa și ei trebuie să facă și domnul Petrov să facă evident, mai departe. Asta și o vom face. Așa, mergem la un alt subiect, tot după părerea mea destul de sensibil, pentru că chiar dacă atâta se vorbește la acest capitol și oamenii oricum neputincioși scot din buzunare, se ieftinește, doamne, doamne, gazul, da, iarna trece și se ieftinește gazul. E un pic așa, nu știu, jenant chestia asta, după ce te-a furat de nou mai putut din buzunare, se ieftinește gazul. La acest moment, ce aveți să spune?
Deci acum, când se va mai ieftini, dacă în toamnă, înainte de prezidențiale, și suntem noi capabili să ajungem la 10 lei sau niciodată? Va veni un alt procuror general și eu sunt convins că vor investiga toate aceste situații legate de ieftinirea gazului. Mai întâi legate de majorarea prețului la gaz și după asta ieftinirea lui așa, întârziat cumva. Până în prezent, până ne fură. Deci gazul pe piețele internaționale costă mult mai ieftin. El astăzi ar trebui să ajungă la, nu știu, experții noștri în domeniul economic au ajuns la concluzia că astăzi noi putem să procurând gaz mult mai ieftin, da, să-l vindem consumatorul la final cu 8 lei. 8 lei? 8 lei. Ah, drag. Dar ei timp au procurat mult gaz și scump și astăzi ne-l dau nou pe etichete, pe taloane. Asta e clasă. Unde e scris 14, da. Iată, cel puțin cu 6 14, lei. 14, 30. Bine, era 30, da. Astăzi se simt 14 și 43 de bănuți. Fix același lucru s-ar întâmpla și cu lumina, energie electrică, care ați văzut că din nou se cere majorare. Da. Vă dați seama, fără milă și fără soveste, cum spunem popor, ăsta cei ce fac băieții ăștia. Eu nu vorbesc despre aeroport, da, licitația respectivă. Dar haideți să rămânem acum la gaz. Ar putea oamenii să măcar să viseze faptul că în iarna următoare, că acum mai sunt două luni și se încălzește, că văd că Dumnezeu ține cu noi și e cald afară. Așa. Ca să avem o micșorare mai vădită, mai esențială? Eu cred că da. Eu cred se va juca pe politic sau vor fi ei impuși să facă asta? Se va juca pe politic, va ieși Maia Sandu și va spune că vedeți, noi v-am spus, deci am ajuns la normalitate. Deci, peste 4 ani de zile. 4 ani au furat, după asta mai au nevoie de un scrutin electoral, mai au nevoie să cerșească votul alegătorilor ca să se mențină la guvernare. Și pentru aceasta vor micșora, inclusiv din punct de vedere politic, prețul la gaz. Exact în ajun de alegeri. Da. Ați văzut noutatea asta cu Condre să cine în toată această perioadă din refugiați? Acum zilele astea? Da. Nu, despre Condreța nu. Dacă îmi spuneți dumneavoastră și o să audă și cetățenii, despre ce e vorba? Bine, scris dumneavoastră. Da, da. Ok. Trecem la situația care s-a creat la aeroport. Ce-i cu tot show-ul ăsta? Părerea au vrut să-și dumneavoastră ca și jurist sau a partidului? Au vrut pur și simplu să exploateze un activ care aparține statului, care aduce mulți, mulți, mulți bani. Și ați vedeți că timp apropiat vor fi schimbate inclusiv legislația, unde din nou se va da undă veră de duty free-urilor. Nu simplor magazine, da, dar se zvonește în târg, nu știu, nu afirm, da, că acolo se văd urechiușele pe unui Andrei, care este și ministru. Va fi cândva, cum credeți, în timp apropiat, pedepsiți oamenii care au făcut numai toate decât aceste numai decât prostii? Numai decât. Prin ce? Care ar fi mecanismul? Filozofic vorbind, dacă l-ați citit pe Dostoevski, da, și nouă la Academie de Poliție de asemenea ne spuneau despre acest lucru, niciodată nu este prestupление без наказания. El poate să vină pe această răsplată, da, sau pedeapsă mai târziu, dar e de fiecare dată vine. Când va putea să fie pedepsit omul sau cel care a greșit? În momentul în care, în viitorul Parlament, și trecem la parlamentare acum, ei rămân a fi un element esențial în această formulă? Și sau care este problema? Să scoți imunitatea? Vom ajunge ca și cu miliardul furat. În momentul în care mai sunt mânuțe care se trag, nu se ajunge la numitorul comun. Băieți au modificat legislația. După mine ea trebuie să fie folosită
în raport cu ceea ce au făcut ei. Chiar dacă vor fi undeva peste hotare, să fie judecați anticipat aici, fără prezența lor, iar mai departe să fie executată acea sentință care va fi pronunțată de instanțele judecătorilor și aici în țară, fie și peste hotare. Vă afla vreodată, moldoveanul simplu, cine a furat miliardul? Eu cred că astăzi, la moment, nu. Deoarece acei care au participat la furtul miliardului, inclusiv se află în guvern, în președinții, și în parlament. Asta se va întâmpla și ei vor trece și în parlamentarele viitoare? Bine, vor trece în calitate de cine? De deputați? Da. Pot să treacă, dar eu sunt convins că nu vor fi pe majoritate. Dumneavoastră vă vedeți în următorul parlament? Da. Așa de repede ați răspuns? Da. Cam... Sunt încrezut în forțele echipei noastre. Cam câte fotolii de deputat vă atribuiți? Multe. Și cine credeți că va mai face parte din viitorul parlament? Vom vedea. Presupuneri. Haideți să facem o mică analiză. Bine, nu știți cum. Eu vă pot da pe analiza sau să vă spun de ce am spus. Da? Și pe ce mă bazez. În primul rând, mă bazez pe cele cifre care noi am participat în campania electorală anul trecut, cea locală. Acei factori care au dominat acel rezultat care noi l-am avut. Uh-huh. Noi am avut 3,2% vot pe țară, participând în 17 raioane. Uh-huh. La acel moment aveam 20 de organizații raionale deschis, din 36 de raioane. Uh-huh. Care noi le avem, practic jumătate. Uh-huh. Astăzi, la un moment, v-am spus că mai avem două, da, raioane unde trebuie să deschidem reprezentanțele noastre și echipele noastre se extind pe orizontală. Suntem prezenți în cel puțin jumătate din localități în fiecare raion. În jumătate din localități din țară suntem prezenți. Și suntem la turații maxime astăzi. Acele acțiuni pe care le întreprindem, vedem cetățenii ne susțin în abordările noastre. Uh-huh. Cel puțin suntem vizibili. Ceilalți colegi din fosta echipă, nu știu, cel puțin în Parlament eu nu-i văd. Colegii comuniști sunt mai activi. De în socialiști nu vedeți în Parlament? Da, cine-i vedeți? Să iasă cu... Păi, dar presupun că domnul Igor Dodon va fi și candidat în prezidențiale. Înseamnă că el își trage... Nu, eu vorbesc despre parlamentar. Păi el își trage deja partidul și urmează să fie congresul din cât înțeleg... În jos sau sus? Asta dumneavoastră, acum a zis, nu eu. Nu, eu am întrebat, eu n-am spus. Eu n-am afirmat, ați presupus. Ați spus că trage jos sau sus? Nu știu, cetățenii să zică, nu eu. Așa, și în momentul în care veți ajunge în Parlament... Care? 15% sau cât au luat Partidul Socialiștilor în campania sa locală? Ei, dar deja este ceva, înseamnă că vor intra în Parlament. De la 40 au fost trași până la 15. Cu cine veți colabora? Sunteți gata să colaborați cu cineva care va intra? Cetățenii, pentru că... în primul rând. Cu cetățenii, în primul rând. Nu veți face aceleași greșeli pe care le-au făcut politicienii să facă coaliții? Bine, suntem toți oameni, greșelile le comitem, dar eu sper că nu vom face greșelile fatale pentru noi. Până la urmă, în acest exercițiu politic, noi încercăm să fim, în primul rând, principiali. Dacă noi am spus ceva, deci lucrul ăsta trebuie să-l executăm. Și să fim stăpânii propriilor cuvinte. Mai bine nu spui nimic decât să spui dacă niciun vot celor din PAS
și după asta să faci nunt și cu mătrie în 8, în 10 răieni. Nu, asta da. Să vedem, să vedem cum vor derula lucrurile. Vreau să mai abordăm o temă, suntem pe final de emisiune, de mai rămân câteva întrebări. Ați discutat despre o schimbare de denumire de stradă în Bălți, am văzut pe pagina dumneavoastră de Telegram, și exact același lucru s-a întâmplat și la noi. Iată, mă interesează cu schimbările astea de străzi acum care vin așa pe valul ăsta a noilor mișcări. Despre ce e acolo, ca să înțeleagă cetățenii? Bine, asta pe colegii noștri din organizația din Bălți au venit cu o asemenea inițiativă. Acum, nu știu, seara pot să vă spun despre o inițiativă asemănătoare care mâine o vocifera în la orele 12 la un briefing de presă pe care noi l-am anunțat. Este o inițiativă a colegii noastre, doamna Natalia Parasca, care este și consilier municipal, președintele Comisiei Juridice din Consiliu, privind redenumirea unei străzi din Chișinău, care poartă numele unui... Nu, în Chișinău deja. Care poartă numele unui fascist, o stradă din centrul Chișinăului, și vom propune redenumirea ei în cinstea unui veteran care deja nu mai este, care a luptat în luptele de la Stalingrad, la Kursk, care a eliberat țări din Europa Centrală, care a fost decorat cu Ordinul Republicii, o persoană care pe mulți ani a stat la baza, da, pe fondării acele mișcări a veteranilor din Republica Moldova. În cinstea lui Paul Gladkov, care a întrecut acest dat. A, domnul Gladkov, da. Da, este un om deosebit, într-adevăr. A fost. A fost. Dumnezeu să-l ierte. Și asta iată, s-a întâmplat cu această inițiativă vom veni mâine. Bine. Deja cetățenii, deja faceți, da, public la informația. La emisiunii, dar cred că nu mă rog. Se supără doamna Parasca. Nu, da. O vom face împreună și cu nota de argumentare respectivă vom ieși în fața Consiliului Municipal și vom cere acest lucru. Mai mult ca atât, în acest an vom sărbători 80 de ani de la eliberarea Moldovei de sub jugul fascist. Am zis că ați organizat. 24 da, august. Și eu cred că lucrul ăsta ar trebui să se producă. Sperăm că vom reuși ca în Consiliu această decizie să fie luată până la data de 9 mai, dacă nu, poate până la data de 24 august, atunci când vom sărbători 80 de ani de eliberare a Moldovei. Am văzut că ați făcut această întrunire, da? A fost Comitetul Victoria, au fost întrunite mai multe organizații obștiești, inclusiv reprezentanții diferitor partide politice. Până acum, întâietatea în acest aspect o deținea Dodon. Vreți să-i preluați ideea? Dar nu este vorba de preluare. A care idei? De a menține anume această sărbătoare sub monopolul său. Dar niciodată nu veți vedea pe monopol în acest sens. Monopolul... Păi era, dar... trist, era trist că ea era catalogată ca fiind o sărbătoare organizată de PSRM și Dodon. Deci și mă bucur că ea bine, un pic se diversifică. Bine, nu numai. Participau diferite organizații și nu numai Partidul Socialiștilor organiza evenimente. Comuniștii organizau, fostul partid Șor organiza. Anul trecut s-au unit comuniștii și socialiștii. Patruții organizau diferite organizații obștiești, unii veteranilor, unii ofițerilor, deci sportivii organizau, că erau bine și motocicliștii, reprezentanții altor categorii inclusiv. Deci nu pot spui că, iată, dumneavoastră eu vă spun ceea ce se simțea dintr-o parte. Văzându-i liderii politici în fruntea acestei coloane, ați ajuns la nu știu, ideea asta că în anii precedenți exista un anumit monopol în vederea organizării sărbătorii 9 mai? Erau implicați mai multe asociații, mai multe partide.
Și de asemenea, pe acest comitet organizațional Victoria a venit cu un demn ca totuși dacă se va merge într-un marș tradițional până la Memorialul Eternitate, deci lucrurile să se facă într-o coloană unică și să nu fie dispersată. Așa v-ați decis. Și va fi iarăși... A venit un îndemn din partea comitetului organizațional, organizator. Deja vom vedea acum. Dar urmează încă să vă mai întrunite și să decideți cum va derula tot procesiunea, da? Ok, mergem mai departe. Ce părere aveți despre perchezițiile de la Artec? Este aceasta o inițiativă menită să combată corupția sau sunt niște... Praf în ochi. Praf în ochi. Ce fel de luptă cu corupția asta? Asta e praf în ochi, asta e pe luptă cu administrația publică locală, unde o să arăte cu degetul, da, lui Ion Ciban, și o să înceapă, iată, la diferite instituții din cadrul primării, atâta e tot. Corupția cea mare este în partidul de guvernământ și ei nu văd bârna din ochiul propriu. La Vama este corupție? A fost, este și cred că va fi. Ea poate fi nivelul acestei corupții, mai mare sau mai mic. Per general, eu vreau să vă spun că nu se ocupă cei de la guvernare cu cei ce trebuie. Dar unde trebuie să fie perchezițiile făcute? Da, ce perchezițiile ți-l luți corupția? Dacă modifici legislația penală și ca în China, dă-i, nu știu, pedeapsă cu moartea, crezi că corupția nu va exista? Și nu există până în prezent în China? Acolo execută în văzul lumii, da? Arată la televizor lucrurile date. Și nu există corupție? În Statele Unite nu există corupție? La nivelul Uniunii Europene nu există corupție? Nu, am fost acolo, nu știu. Dar nu ați văzut vicepreședinta Parlamentului European cu sute de mii de euro la taxuri și la ea în... Dar marile companii care truchează rapoartele lor financiare și ascund, nu știu, furturi de miliarde de euro. N-ați văzut? Deci există corupție și acolo. Principalul remediu pentru a dovedi corupția și a o face nivelul ei să scadă la minim, nu este modificarea codului penal și năspărirea amenzilor sau, nu știu, a pedepselor. Este ridicarea nivelului de trai a populației. Cei cu ce nu se ocupă această guvernare. Și la noi nivelul corupției este foarte mare. Aveți în cadrul partidului oameni care să facă o analiză a economiei, situației economiei? Pentru că fiind prezent într-o conferință recent organizată, am înțeles că economia noastră este pe burtă, dacă nu zicem că este absolut într-o situație amorfă. Este într-o stare în comă. Noi suntem capabili că atunci când, iată, veți fi parte a guvernării să propuneți ieșirea din această comă? Da. O vedeți? O discutați la partid? O discutăm. Avem nevoie de resurse energetice ieftine, avem nevoie de investiții în anumite ramuri și domenii care ar relansa motoarele economiei, avem nevoie de o politică migrațională adecvată. Ei nu se gândesc la acest lucru. Politică migrațională adecvată. Corect, da. Există un exod a populației în afară. În același timp, noi avem migrație în interiorul țării, când din sate vin în orașă. Acea idee care a fost vociferată 15 ani în urmă de către comuniști Vladimir Voloronin, 40 de oraș. Noi să revenim la această idee. Da? Da. Iată, deoarece în orașe, ceea ce a făcut guvernul precedent, eu în vedere de guvernul Chicu, unde a lansat, da, deschiderea platformelor industriale în centrele regionale, este un lucru bun. Acum trebuie să avem o politică externă care să ne uităm la toate 360 de grade, să găsim și alte piețe, nu numai în Uniunea Europeană, European, exact. Stimați colegi,
că nu, lumea nouă reprezintă o altă orientare a noastră, procură, probabil. Procură, din păcate, cei din Uniunea Europeană, produsele noastre. Noi putem să vă vorbim despre industria automotive, cablaje și așa mai departe. Trebuie să continuăm mai departe. În industria automotive dă cele mai multe locuri de muncă. Industria ușoară, apropo, de asemenea. Unde sunt acele fabrici care coasă, nu știu, începând de la încălțăminte, terminând cu haine? Cam s-au rărit. Deci nimeni nu se uită la procesele economice așa cum sunt ele. Niște, nu știu, idei sau cuvinte spuse nepotrivite de către guvernanții noștri au dus la ceea că au fugit investitori importanți. Nu au venit. Odată cu începerea, nu știu, sau iată, 2 ani în urmă, când a început acea situație în Ucraina, au venit, s-au refugiat, da, nu numai cetățeni, dar și au căutat refugiu și business-uri. Noi n-am avut capacitate să le propunem. Să-i absorbim. Să-i absorbim. Începând de la, nu știu, domeniul IT și terminând chiar cu trecerea peste graniță și deschiderea aici a unor fabrici. Exact. Deoarece ai noștri erau preocupați de cu totul altceva. Creșterea datoriei de stat o putea face față? La ce s-a întâmplat dacă acum? Vom ridica PIB-ul, da. E real? Eu cred că da, dar investițiile trebuie să fie. Noi putem să ne împrumutăm. Numai că împrumuturile astea să nu meargă pentru propriu zis consum, dar pentru investiții în infrastructură, pentru investiții în crearea locurilor noi de muncă. Pentru asta trebuie să fie stabilitate ca să vină vreun agent economic aici. În primul rând stabilitate politică, într-a doilea rând viziune. Noi viziune economică a țării. Viziune per general, încotro mergem, ce vrem să facem, unde vrem să ajungem. Idei naționale. Când își ia zborul în avion și dacă nu știe unde trebuie să ajungă în punct final, ce se va întâmpla cu acest avion? Să vă prăbușim. De atât noi trebuie să avem viziune. Încotro. Și părerea mea că nu este un european. Pe noi acolo nu o să ne prânească. Noi de fiecare dată o să fim un pion în marele joc, da, pe tabla de șah, care în orice moment va fi sacrificat. Joacă, pe noi ne joacă, nu jucăm noi. Noi trebuie lucrurile să se înțelegem. Marele puteri. Iar noi trebuie să avem capacitatea să le explicăm marilor puteri. Ajunge. Nu mai vrem ca țara noastră să fie un poligon unde voi vă etalați cu mușchii și haideți să găsim împreună sau să propunem, da, ideea noastră națională și în reieșind din interesul național a țării noastre, a cetățenilor, să acționăm. Astăzi, la moment, cei din PAS sunt foarte buni executori. Da, și a celor idei care vin de psihotare. Asta demonstrează probabil și faptul că astăzi a fost un oficial din Statele Unite ale Americii la noi și s-a întâlnit cu Maia Sandu și Dorin Recean. Ce aveți vis-a-vis de această întâlnire? Să se întâlnească. Ce au hotărât? Aceste vizite, care sunt foarte dese a oficialilor din Statele Unite și Uniunii Europene, aduc la cei ce ziceți dumneavoastră, acea idee, încearcă acel vector? Încearcă să ne pregătească de război. Încearcă să ne pregătească. Eu sper că au destulă capacitate, da, cei doi care s-au întâlnit, eu vorbesc despre Maia Sandu și Dorin Recean, să nu admită acest lucru. Dumnezeu, acum ați spus un lucru destul de serios. Să refuze, da, unele idei care vin de psihotare. Noi trebuie să ținem la propriul popor, să facem tot posibil. În primul rând, doamna Maia Sandu este comandant suprem și trebuie să întreprinde toate măsurile ca să nu simțim război în propriul teritoriu. E nota cam tristă finală, dar sper că nu, inteligența politicienilor... Este o notă reală. Nu va aduce eu mi-aduc aminte pe ziua de 24 februarie anul 2022. Când, fiind în fostă echipă a socialiștilor, am fost invitați la președinție.
Ce s-a întâmplat atunci? La o discuție tremurau toți. Și am văzut câtă dărzenie mai departe ce au început a întreprinde ei peste o lună jumate după. Tăiau cu sabia în toți. Administrația publică locală, care în acea perioadă real se ocupa cu acele probleme care au venit, da, cu refugiații, migrația aceasta și așa mai departe. Nu au fost ținuți absolut deloc. Absolut. Spuneți-le astăzi să dea pe o dare de seamă ce s-a întâmplat cu resursele financiare care au fost, să spunem, popor minite, da? Da. Foarte mulți bani, din apropo. Din partea Uniunii Europene și, nu știu, nimeni n-a să vă răspundă. Este o temă la care se poate de realizat o emisiune întreagă. Câți bani în realitate au venit, câți bani au fost promiși, ce s-au făcut cu acești bani? Încotro ele... Dar dumneavoastră să știți, apropo. Să-ți simțiți. Nu știu. Ei, nu. Domnul Bol. Unde-s banii? Dar vreau să știu. O altă emisiune vă invit și o să ne povestiți despre asta. Eu vă doresc succes la activitatea dumneavoastră partidică. Mă bucur și vă felicit pentru faptul că ați făcut această mișcare astăzi cu colegii dumneavoastră din Bulgaria, pentru că este într-adevăr pentru un partid un pas înainte. Abia este început. E abia începutul și succese, așa să înțeleg că fiind deja gata pentru prezidențiale, vă rămâne doar să decideți cine va fi candidatul. Da. Nu dumneavoastră. Așa ca pe final. Mai sunt oameni așa vizibili la dumneavoastră în partid care ar putea să vă ia întâietatea? Sau dumneavoastră veți fi asta? Acest... Bun decid. Așa. Lăsați la o altă emisiune, da? Bine, eu vă doresc succes, numai bine și mai invit aici în studioul nostru pentru discuție. Vă mulțumesc pentru invitație. Doamnelor și domnilor, aici punem punct emisiunii din această seară. Vă doresc o seară frumoasă. Nu uitați să conectați postul nostru de televiziune ca să aflați o altă părere și să fiți la curent cu tot ceea ce se întâmplă în politicul moldovenesc. La revedere!